Bună ziua, Răzvan Gaviloaia. Iată că, din cauza ceea ce se întâmplă la nivel mondial, nu ne mai putem întâlni pe terenul de sport, în sala de handbal, la interviurile tradiționale, ca să zic așa, și folosim acest mijloc de comunicare și încercăm astfel să ajungem la sufletele iubitorilor de sport. Aș întreba cum gestionezi această problemă legată de pandemie, legată de coronavirus? Da, tind să cred că sunt un caz fericit. Nu am nici prieteni, nici rude, nici eu nu suntem afectați deloc, de medical vorbim. Stăm la izolare, respectăm ceea ce ni se cere din partea autorităților, pentru că e de bun simț să respectăm lucrurile astea și plus datorie față de ceilalți din jur să evităm răspândirea virusului. Nimic extraordinar. Înțeleg că ești singura persoană care iese din casă pentru micile cumpărături necesare familiei, nu? Da, eu sunt persoana de sacrificiu pentru mama, pentru mama soției, pentru bunici, pentru noi în casă. Eu sunt cel care ies odată la câteva zile și fac pentru toți în câteva ore cumpărăturile, le duc și apoi mă întorc acasă. Soția mă dezinfectează mai mult ca oricând și apoi reintrăm în ritmul normal. Ții legătura cu colegii de echipă prin intermediul telefonelor sau chiar a mijloacelor de internet? Da, e normal. Tehnologia fiind atât de avansată, ar fi și culmea să nu fim în contact. Vorbim destul de des, în funcție de simpatii, cu unii mai mult, cu alții mai puțin, dar ține legătura, mai facem glume că asta e specificul, să trecem prin situația asta cu zâmbetul pe buze și să fim pozitivi. Răzvan, există discipline sportive unde antrenorii au instituit antrenamente de acasă. Mă refer aici la gimnastică, spre exemplu. Sunt aceste videoconferințe sau mai bine zis videocall-uri prin care sportivii se antrenează de acasă, iar antrenorii le dau indicațiile necesare. La voi, care e situația? Pregătirea fizică este coordonată de către preparatorul fizic sau o faceți voi înșivă în funcție de fiecare persoană în parte? Nu, am primit de la capitanul de echipă un program cu un număr de antrenamente, dozaj și număr de exerciții, pe care la rândul lui l-a luat de la preparatorul fizic și încercăm să facem din acel program atât cât ne permite condiția și condiția materială, pentru că e mai dificil. Unii stau într-un apartament, unii într-o garsonieră, alții, cum sunt eu, un caz mai fericit, sau la casă, pot să fac mișcare mai mult decât cei dintr-un apartament unde stau în mediu închis. Și încercăm să adaptăm condițiilor acele antrenamente și pe lângă ele să mai suplimentăm cu ce simțim noi nevoia, pentru că suntem, spre deosebire de gimnaste care sunt la vârste fragede, noi suntem destul de înaintați, avem o experiență și știm fiecare dintre noi ce avem nevoie, ce cere organismul și unde trebuie să suplimentăm. Cum decurge un antrenament acasă? Pentru că totuși e spațiu limitat, e un spațiu foarte mic. Da, cel mai dificil este cu partea de cardio, unde trebuie să parcurgem câțiva kilometri teoretic pentru a ne face pregătirea. Aici este aproape imposibil să se întâmple așa ceva, chiar dacă stau, cum sunt eu, de exemplu, chiar dacă stau la casă, pot să ies în fața casei și să alerg, știu eu, 500 de metri în sus, 500 în jos și de 2-3 ori. Însă cei care stau într-un apartament n-au nicio șansă să facă lucrul ăsta. Însă tind să cred că fiecare se antrenează cât mai intens, fără a parcurge distanțe, dar intensitatea compensează și cred că pulsul crește la fiecare, ritmul este destul de bun, chiar și pe loc, să zicem așa, pe 2-3 metri pătrați.
Răzvan, puțină lume știe că de-a lungul timpului ai avut o experiență care nu a fost neapărat legată de lumea sportului și implicita handbalului, o experiență de viață, și anume că 2 ani ai ales să pleci din țară, i-ai petrecut în Marea Britanie, unde ai muncit ca salahor. Efectiv, asta a fost munca pe care ai depus-o acolo. Cu siguranță că în Marea Britanie, pe parcursul celor 2 ani, s-au legat foarte multe prietenii cu oamenii cu care ai lucrat. Și Marea Britanie traversează o situație la fel de tragică, cu tot ceea ce se întâmplă la nivel mondial în momentul de față. Ai luat legătura cu prietenii de acolo, situația lor care este mai gravă decât aici? Ce știu de acolo, pot să vă spun din ce mi explică fratele meu, care el trăiește acolo, are cetățenie, are toate actele în regulă și este ca și britanic, mai mult decât român în momentul de față. Soția lui, viitoare soție, zicem noi, nu știu, poate se răzgândește, este medic și lucrează 24 de ore pe săptămână, deci are ia un program de 24 de ore, apoi 6 zile libere. Din ce transmite de acolo, situația este cam la fel ca la noi. Este puțină panică, însă mi-a trimis o grămadă de poze de la metrou, de exemplu, și filmări, el lucrând la metrou, la compania de metrou, și de acolo mi-a transmis poze și filmări în care oamenii sunt efectiv înghesuiți, o aglomerație incredibilă. Ca și atunci cum era înaintea acestor restricții de circulație, pentru că s-a redus numărul de trenuri care circulă, aglomerația a rămas la aceeași, știu, la același nivel. Spune el că și acolo lumea este cam cu aceeași atitudine ca și aici, puțin îngrijorată de situația medicală, dar par acolo să fie mai panicați oamenii ce privește latura financiară și ce ar însemna o criză financiară pe termen lung. Se pare că acolo lumea gândește mai puțin, mai obiectiv așa pentru termen lung și tind să aibă o atitudine mai tranșantă în ce privește situația asta medicală. Deci probabil ar fi dispus să prindă acest virus și cu riscul de a sta spitalizat, de a, Doamne ferește, de a muri, știu eu, oamenii mai în vârstă tind să prefere revenirea la normal. În echipa Dinamo sunt și jucători iranieni, o țară foarte, foarte afectată. E vorba de Saed, e vorba de Mousavi. I-am văzut ultima dată la ultimul interviu pe care l-am realizat cu ei înainte de începerea, de debutul pandemiei în România. Erau foarte, foarte afectați. Situația este de-a dreptul una dramatică în Iran. Ai legătura cu ei? Știu că la un moment dat chiar Saed spunea neoficial că a trimis niște bani pentru cumpărarea unor, achiziționarea unor măști în orașul lui natal. Știu că ei sunt foarte atașați de tot ce înseamnă viața lor de acolo, de rude, de cunoștințe. Sunt așa de cum văd eu să văd lucrurile. Sunt patrioți și foarte îndrăgostiți de Iran. Cu siguranță, în măsura posibilităților lor, vor ajuta, au ajutat poate și vor ajuta în continuare. Eu nu știu să fi făcut vreun gest, pentru că, așa cum e și normal, gesturile de caritate nu trebuie să le expui public, să te bați cu pumnul în piept, trebuie să le faci și atât, să ai în sufletul tău bucuria că ai ajutat atât cât a fost posibilitate. Mă repet, ei sunt îndrăgostiți de tot ce este acolo și sunt mândri că sunt iranieni, cu siguranță sunt îngrijorați și sunt într-o legătură strânsă cu toți cei de acasă pentru a le oferi celor de acasă un sprijin moral, că asta este cel mai important în momentul de față. Înainte de debutul acestei pandemii, Dinamo, ca și echipă, se afla într-un vârf de formă senzațional.
Ați reușit să treceți de Sporting Lisabona. Probabil că meciul cu Paris Saint-Germain, dacă ar fi avut loc așa cum ar fi trebuit să se întâmple, nu știu dacă ați fi reușit să-i învingeți pe Paris Saint-Germain, dar un rezultat, adică să eliminați practic pe Paris Saint-Germain, dar un rezultat bun ați fi înregistrat, cum spunea Dan Savenko, ați fi murit cu ei de gât, atât aici cât și acolo. Cât de mult v-a dat înapoi din punct de vedere al pregătirii fizice această pandemie? Din punct de vedere fizic, orice sportiv este dat înapoi. Sunt teoreticieni care susțin că 48 de ore fără mișcare absolut deloc îți dă pregătirea înapoi cu câteva zile bune, spre 2 săptămâni chiar, în funcție de nivelul la care erai. Așa că ne așteptăm ca atunci când vom relua pregătirea să fim mai jos decât ne-am fi dorit, însă cu toții, și noi și adversarii, vom fi la același nivel. Deci, înfruntarea, când va avea loc, va avea, știu eu, va avea specificitatea acestei probleme. Nu cred că capacitate maximă mai nici ei. Răzvan, vreau să te mai întreb legat de pregătirea fizică. Să admitem în cazul că această pandemie s-ar stopa mâine și veți reintra în sala de antrenament. Cât timp v-ar lua pentru a putea reveni la forma pe care ați avut-o după la meciul cu Sporting? Să încep cu partea bună a lucrurilor. Cu siguranță vom începe absolut toți sănătoși. Asta este ceva extraordinar. Iar pentru a ajunge la un nivel competițional decent, zic eu că ne trebuie undeva la 10 zile, ținând cont și de valoarea lotului, pentru că dacă am fi fost la o medie de vârstă de 21-22 de ani și valoarea încă n-ar fi fost confirmată la nivel individual, ar fi trebuit mult mai multe zile de pregătire pentru a ajunge la un nivel decent, însă ținând cont de vârsta noastră, de experiență, de valoare individuală și de atitudinea pe care simt că o avem cu toții și îi văd pe colegi că se antrenează zi de zi, la fel, mă repet, estimez undeva la 7-10 zile ca să fim la un nivel decent în cadrul competiției interne. Pentru cupe europene, intensitatea este cu totul alta, nivelul de implicare trebuie să fie cu totul altul și mental și fizic. Iar acolo, cred eu că ne-ar trebui cel puțin încă 10 zile în plus, dacă nu mai mult. Ai vorbit de competiția internă, ai amintit de competiția internă. Din punctul tău de vedere, crezi că acest campionat ar trebui să se încheie acum? Pentru că, într-o oarecare măsură, pare a fi un campionat semi-compromis, ca să zic așa, din cauza acestui coronavirus, sau ar trebui să fie decalat totul și să se joace play-off-ul așa cum era normal să se joace? Care e opinia ta? Da, strict personal consider că, așa cum ați spus și dumneavoastră, campionatul acesta este semi-compromis. Iar personal consider că pe termen lung este important să nu mai compromitem și altceva, însemnând campionatul următor. Este normal să tragem linie la sfârșitul lui mai, poate să zicem că mai prelungim încă o săptămână, două în iunie, dar nu mai mult pentru a nu perturba începerea viitorului campionat. Și în funcție de perioada în care se va opri această stare de urgență și vom putea relua pregătirea și meciurile, zic eu că cea mai normală decizie ar fi să se mai joace etapele din sezonul regulat și să ne oprim acolo fără play-off sau play-out, pentru că nu mai este timp să facem un play-off și un play-out. Dacă vrem să facem lucrul ăsta, înseamnă să intrăm peste pregătirea sezonului următor și deja am începe cu nemulțumiri un alt sezon competițional, ceea ce nu cred că ar fi de bun augur. Deci, cu alte cuvinte, din punctul tău de vedere, spui că acest campionat ar trebui să se încheie cât mai repede. Sigur, nimeni nu se va putea bucura la intensitatea aceea a
a câștigării unui campionat acolo pe teren. Nu se poate spune că reprezintă o bucurie pentru Dinamo, că, sau nu poți egala bucuria din teren cu bucuria de acasă atunci când ești desemnat câștigătorul campionatului. Dar este, așa cum spuneam, un campionat semi-compromis și tu ai fost de aceeași părere cu mine, deci ar trebui să se încheie cât mai repede. Da, dar nu să se înghețe acum. Bineînțeles, dacă starea asta de urgență se prelungește până, știu eu, sfârșitul lui mai, e normal să se înghețe ca să nu intrăm peste următorul sezon. Dar eu, la cât mă duce pe mine mintea, vreau să cred că nu vom ține țara închisă pentru atâta timp, pentru că presupun efectele financiare se vor resimți pe mulți ani de acum încolo și riscăm alte probleme la nivel național, poate mai mari decât răspândirea acestui virus. Repet, zic eu că ar trebui să se joace cele 3-4 etape care au rămas restante din sezonul regulat și Final Four-ul Cupei României, încât să știm participantele în Cupele Europene pentru sezonul următor. Și iar apoi să tragem linii și să închidem acest sezon. Răzvan, de fiecare dată ai spus că destinul te-a surâs, a fost de partea ta și uite că din Anglia, acolo unde aminteam ceva mai devreme că ai lucrat ca salahor, ai ajuns să evoluezi la o echipă de top, cum este Dinamo București, să joci în Liga Campionilor, visul oricărui jucător de handbal. Te-aș întreba, vei continua la Dinamo, îți vei prelungi contractul, cât timp vei mai juca handbal? Da, asta nu știu, de vreo 3 ani încoace tot zic că mai joc un an, mai joc un an. Bine, spun lucrul ăsta în ideea că nu știu ce se va întâmpla sezonul următor, mereu următorul an nu știu ce se va întâmpla. Doamne ferește, pot apărea accidentări, la vârsta mea fac 37 de ani în vară. Înainte. Mulțumesc, nu mai mă refac la fel de ușor ca la 20 și de asta tot spun că e posibil să fie ultimul an. Însă, fizic și motivațional, mă simt extraordinar de bine. Nu văd niciun motiv pentru care aș lua în considerare o eventuală retragere. Iar din ce feedback am eu din partea clubului, a suporterilor, lumea este mulțumită de prestația mea. Eu mă simt bine și sunt mulțumit de randamentul pe care l-am în teren. Deci nu am niciun motiv să mă gândesc momentan la retragere. Încă un an de zile mai am contract. Vedem ce o să se întâmple atunci. Sper să-mi fac treaba și sezonul următor și să ajut clubul și echipa cât mai mult, încât să putem continua colaborarea. Realist vorbind, meciul cu PSG-ul atunci când se va juca, dubla cu PSG-ul din Liga Campionilor, ce crezi că se va întâmpla? Veți reuși măcar o victorie aici, la București? E mult spus, adică aș exagera să dau pronosticuri acum. E normal să ne dorim foarte mult, cel puțin o victorie și zic eu că ne stă în putere. Însă va depinde foarte mult de tupeul pe care îl vom avea și cum vom pregăti meciul. În astfel de meciuri ai tendința să respecti prea mult adversarul datorită notorietății lui și posibil asta să ne tragă jos. Eu cred că, așa cum cunosc colegii, vom fi câini și vom trage la maximum cât lor să nu le fie atât de ușor pe cât se așteaptă. Se poate spune că e un meci în care, sau de fapt o dublă în care nu aveți absolut nimic de pierdut. Mergeți să jucați handball, așa cum Exact. și said. Da. Mergem să jucăm și să ne măsurăm forțele cu cei mai buni. Eu îi consider printre cei mai buni din lume. Ei dau tonul în tot ce privește handbalul. Ei împreună cu alții, bineînțeles, dar și ei. Ei dau tonul și noi încercăm să ne ridicăm la nivelul lor. De data asta chiar avem șansa să vedem unde suntem. Înainte de izbucnirea pandemiei, o problemă pusă pe tapetul handbalului masculin intern, evident,
era legată de prezența jucătorilor extracomunitari și de decizia luată de federație că numai 3 jucători extracomunitari pot fi folosiți în cadrul unui echipe de handbal la masculin. A fost un adevărat scandal, au fost foarte multe discuții, foarte multe probleme legate de această decizie. Tu, din punctul tău de vedere, cum vezi această problemă? Fiind înconjurat la antrenamente și în vestiar de jucători cu o valoare incontestabilă, care sunt extracomunitari, automat am tendința de a spune că nu este o decizie bună și mi-aș dori ca decizia asta să se schimbe și să continuăm în formula asta la Dinamo, pentru că este o formulă câștigătoare și cei care conduc destinele echipei, au avut o strategie bună, pro-performanță și ei ar putea să o mențină pe termen lung în ritmul ăsta dacă sunt ajutați de legislație. Însă, trebuie să recunoaștem că președintele este ales, nu putem noi să îl dăm jos să facem ce vrem noi. Dacă dumnealui a propus ceva, s-a votat, nu știu câtă putere avem să schimbăm ceva. Tind să cred că mai degrabă ne adaptăm și încercăm să regândim strategiile decât să încercăm să schimbăm pe cineva care este ales. Nu știu dacă se poate altfel schimba decât prin alegere. Iar măsura asta, la fel, trebuie printr-un vot să vină o revocare a ei, ceea ce mi se pare aproape imposibil, ținând cont că vor vota aceiași oameni. Dacă se va menține această decizie, valoarea campionatului intern va fi mult mai mică? Se va diminua? Nu știu ce să zic, nu pot să estimez. Tind să cred că da, tind să cred că da, pentru că se schimbă criteriile de valoare cu criterii de naționalitate. Și atunci, știu eu, pot apărea jucători din Uniunea Europeană cu o valoare net inferioară celor extra-europeni, iar lucrul ăsta se va simți în interiorul campionatului. Și plus de asta, cred eu că va fi nevoie de o creștere a bugetelor echipelor, pentru că pentru puținii jucători accesibili de către cluburile românești, va fi bătălie între ele și se va licita, iar lucrul ăsta dăunează bugetelor cluburilor care nu-și permit să fie cu bugete prea mari. Răzvan, îți mulțumim mult de tot pentru acest dialog. Să dea Dumnezeu să ne revedem cât mai curând în sala de antrenament și la meciurile voastre, cu interviurile tradiționale, așa cum spuneam, de după meci sau de dinainte de meci, sau cu poveștile voastre, pentru că sunteți jucători care aveți multe, multe povești nespuse, necunoscute de publicul larg. Și, așa cum spuneam, să trecem cu bine peste aceste momente grele pentru. Nu numai pentru România, pentru întreaga omenire. Doamne ajută, iar îmi doresc să respectăm tot ce ni se cere, ca autoritățile să poată ieși din starea asta de urgență, să ne reluăm cursul atât de normal pe cât se poate al vieții și să ne revedem în teren, pentru că pentru oamenii activi cum suntem noi sportivii acasă, deși ne dorim de multe ori să stăm acasă, acum e prea mult și devine, știu eu, apăsător. Mulțumim mult, toate cele bune. Zi bună! Cu drag, zi bună!